chipat cu infuzmat, monitor, ventilator, toate sursele, electricitate, toate tipurile de gaz, oxigen, aer comprimat, absolut tot. Este un proiect foarte important la nivel de țară, dintre care au beneficiat și Steaua în Alcahul, o reparație totală a secției de terapie intensivă. În terapie intensivă se tratează cei mai grei pacienți, cei mai critici. Deci avem o secție de terapie intensivă, cum am spus, modernă, cu toate sistemele de gaze medicale, de oxigen, de aer comprimat, cu un sistem centralizat de ventilare, cu filtrele de ventilare, cu aer umed, aer uscat, cu tot strictul necesar, cum trebuie să arate o secție terapie intensivă. Este una dintre 11 secții care au fost reparate pe întreaga țară, cu un cost total de 187 de milioane de lei. Am reparat nu doar în Chișinău, în instituții republicane și municipale, dar și, ce este foarte important, în Raioane, astfel oferindu-le medicilor deci condiții foarte bune de lucru și pacienților șansa de a supraviețui din aceste stări critice foarte grele. Astăzi, în cadrul Spitalului în Alcahol, a avut loc deschiderea oficială a secției de terapie intensivă sau așa numită unitate de terapie intensivă, care a fost capital renovată. Reparația capitală acestei secții va avea un impact extrem de mare atât asupra activității personalului medical, cât și asupra sănătății populației din raionul Cahul și din raioanele adiacente. Spațiul care a fost renovat și modernizat va permite îmbunătățirea condițiilor de tratament și diagnostic a peste 700 de pacienți din terapie intensivă și îmbunătățirea condițiilor de activitate în jurul la 35 de colaboratori. Vreau să aduc sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, cât și partenerilor care au contribuit la finanțarea acestui și finalizarea cu succes a acestui proiect. Mai mult ca atât, vreau să reiterez faptul că ultimii 2 ani a avut investiții de peste 22 de milioane de lei în infrastructură, înseamnă că 18 milioane de lei reparația unității de terapie intensivă, peste 1.650.000 de lei instalarea panourilor fotovoltaice care a fost finanțate către Uniunea Europeană prin proiectul PNUD, ce a permis pentru instituția economiei de jur de 300.000 de lei anual pentru energie electrică, fost dotări de echipament pentru centru perinatal în jur de 3.800.000 de lei, care a fost finanțat de către partenerii noștri Uniunea Europeană prin Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Mai mult ca atât, centrul primar de AVC, care este recent format în cadrul și activează în cadrul spitalului, a fost dotat cu echipament de ultima generație, ultrasonograf, telecard, care ne permite consultația la distanță și luarea deciziilor în timp optim.